acestora. Ce e de făcut? În primul rând să încetăm noi, dar mai ales mass media, să denigrăm România. România nu este o țară care nu poate fi guvernată de români. Nu este o țară de hoți sau de corupți. Să respingem orice idee care sugerează discordia dintre provinciile românești. România este un stat unitar și indivizibil. Apoi, să avem tărie și puteanță pentru a ne stabili calea de urmat și parcurgere. Visul unor generații de viaturi a fost realizat prin făurirea unui stat puternic în 1918. România întregită, cu jertfă, cu luptă și cu speranță, dar și cu sincope, prânderi și neîmpliniri temporare. Nu o să reușim să avem unitate în acțiune, dar țelul propus poate și trebuie prin. Toți românii să fie la oală. Suntem azi pe urmele memorandiștilor, contestați de o parte din frații lor, cei care atunci erau mulțumiți de statutul social pe care l-au avut, îndemnați de alții, inclusiv de regele speranței lor, să aștepte momentul oportun. Dar și ei și-au văzut de drumul lor. Ei au fost generații de la Marii Unii. Ei au fost păuitorii României Mari. Atunci, la 1892, aici la Viera, în Parcul Prate, leul de Șișeș, eroul ardelean al tuturor românilor, preotul vicar doctor Vasile Lucaciu, a rostit la întâlnirea organizată de studențimea română cuvintele: fraților, ne vom pieri noi care am venit la Viena ca reprezentanți în număr de peste 300 de oameni, nația noastră nu va pieri pentru că acasă, în Ardeal, mai sunt 2.999.000 de români. Astăzi, într-un alt climat european, noi, puii de lemn de la Șișești, din Echiș, din Maramureș, din întreaga țară, peste 300 de români, o spunem aici la Viena. Mâine o vom spune la Bruxelles. De vom pieri noi care trăim azi acasă. Mai sunt 2.999.000 de români care trăiesc în Europa. Alți români sunt respirați în întreaga lume și vor duce mai departe limba dracului la cogetul română. Și națiunea noastră va trăi în veci. Noi și șeștenii marmureșeni și la fel ca noi toți românii care trăiesc și simt românește, doresc să-și plătească un viitor luminos cu toți românii la oaltă, păstrând cu sfințenie limba, familia și legea strămoșească. Nu astfel, o spunem tuturor, ne iubim țara, dorurilor și patrimilor noastre, iubim noi țara și clubul și vom promova și ne vom integra armonios în civilizația materială și spirituală a Europei. Unite, am fost și o fi. Cuvintele Domnului Gabriel Mădiciu.